Bine v-am găsit, oameni buni! Bine ne-am reîntâlnit la Academia Progojdu. Acum știm ce vrem. Vrem bunăstare acum. Ne-am promis împreună, unii altora, să intrăm în zona aplicațiilor. Aplicațiilor care ne permit să conștientizăm în activitatea de zi cu zi, în casele noastre, la locurile noastre de muncă, ce înseamnă bunăstarea și să percepem faptul că bunăstarea este prezentă în viețile noastre. Ne-am promis de asemenea că vom avea invitați deosebiți care vor pune accentul pe partea aceasta de experimentare, de trăire directă a bunăstării. Ne-am propus să oferim bursele Academiei Progojdu într-o formă sau alta, percepute de către unii ca mini-burse, ca burse atipice. Și asta cum? Prin oameni care dăruiesc pentru a trăi într-o lume în care bunăstarea începe să devină ceva firesc. Suntem în tabăra de acasă. O tabără cu caracter antreprenorial, adică atunci când sesizăm că avem o problemă, începem să o rezolvăm. Azi venim cu ceva nou. Un curs aplicativ. Un curs aplicativ de creativitate antreprenorială și holistică. Avem un invitat deosebit, domnul Vasile Păun Anghel, antreprenor social. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună seara, dragi telespectatori! Ne bucurăm ca împreună, azi, adresându-ne fiecărui privitor, ascultător, din spațiul cultural românesc, din ceea ce generic am numit Vatra Românească, bunăstare. Dar haideți, stimate invitat, să intrați în rolul de antreprenor social, practic de conferențiar la acest curs aplicativ de creativitate antreprenorială și holistică. Permiteți-mi ca, împreună cu dumneavoastră, stimați telespectatori, să fiu părtaș la această aplicație pe parcursul acestei emisiuni. Vă rog! Cred că este important de la început să subliniez tematica inedită a acestui curs în direct, și anume cum acționăm intuitiv, cum învățăm să acționăm cu certitudine. Și dacă titlul pare așa destul de curajos, aș vrea să prefacez întreaga terminologie, metodologie, abilități, instrumente și tot ce avem nevoie pentru a acționa cu certitudine în această lume extrem de tumultoasă, extrem de competitivă. Aș vrea să vă aduc în discuție, dragi telespectatori, o scurtă poveste. O scurtă poveste a manierei în care, în prezent, în centrele de creativitate mondială, în centrele de putere, în centrele economice, se acționează cu certitudine și pe baze intuitive. Haideți să ne imaginăm o masă rotundă. În jurul acestei mese rotunde stau ființe, stau oameni, personalități cu un nivel relativ similar de compatibilitate, adică sunt compatibili. Și există, evident, și modalități practice de evaluare a acestui nivel, acestei benzi comune de compatibilitate. Acești oameni sunt în jurul mesei rotunde pentru că doresc să viseze, să transpună în practică intențiile comune pe care le au. Ei acționează în jurul mesei rotunde ca o minte și o inimă comună. Și primul lucru pe care îl fac este să selecteze din multitudinea de opțiuni, de obiective, de ținte, iată, diverse terminologii pe care le au la dispoziție, ceea ce preferă să experimenteze într-un interval de timp dat. Și fiecare, din perspectiva propriei unicități, din perspectiva propriei focalizări, a propriei contribuții, aduce în atenția mesei rotunde definiția cât mai clară a stării finale dorite pe care și-o propun ca o minte și inimă comună. Și apoi fac un lucru remarcabil. Apoi toți, în tăcere, creează o hologramă, adică ceva de genul intenția noastră este deja îndeplinită.
și toți trăiesc cu intensitate, într-un mod aliniat, adică mintea lor înțelege starea finală dorită, inima lor trăiește sentimentul acestei stări de deja realizat și întregul corp vibrează, este la unison cu această trăire. Și după ce au terminat această manieră de visare curajoasă și intuitivă, se uită în realitate și văd cum răspunde realitatea. Și pun în aplicare ceea ce se cheamă într-un limbaj academic sau de corporație, managementul sincronicităților. Cu alte cuvinte, văd la intenția și holograma pe care au formulat-o cum răspunde realitatea. Și iată o manieră care îmi propun să o deslușim astăzi, care cred că este important să capete o înțelegere mai clară și în această conversație pe care o purtăm acum, cred că este util, este benefic să conștientizăm oare ce abilități am nevoie ca să ajung în jurul unei mese rotunde de acest fel? Oare ce instrumente ar trebui să folosesc? Cum ar trebui să arate profilul meu holistic ca ființă creativă, ca ființă inspirată, ca ființă cu anumiți mușchi mentali și emoționali, ca să fiu în măsură să pot 15-20 de minute să aduc o contribuție în a crea această stare de deja realizat. Ei, iată, acesta ar fi sumarul acestei conversații pe care vă propun. Și aș duce mai departe conversația noastră plecând de la ce? Care este trăsătura fundamentală a acestui nou mod de antreprenoriat, acestui nou mod de creativitate? Gândirea neconflictuală. Gândirea neconflictuală și cooperarea. Deci, vedeți, este o masă rotundă și în jurul acestei mese rotunde oamenii se adună, conștienți că fiecare este unic, fiecare are propriul eu așezat, matur, responsabil și conștienți toți că împreună generează o putere exponențială cu mult mai mare decât suma puterilor personale ale fiecăruia dintre ei. Haideți să ne uităm puțin acum la această artă de a visa, care este de fapt o artă de a crede și de a acționa cu certitudine. Care sunt ingredientele esențiale ale acestei arte? Artă care are la bază, dragi telespectatori, dragi tineri de orice vârstă, tineri cu sufletul, tineri dornici de acțiune, tineri dornici de a aduce în manifestare visele voastre curajoase, haideți să ne uităm puțin la ce presupune a împlini realitatea pe care ne-o dorim. Și este o ecuație foarte simplă. Visul nostru plus un factor de timp generează realitatea pe care ne-o dorim. Sigur, ați putea să întrebați, da, dar eu visez destul de mult și totuși trăiesc aceeași tip de realitate, mai mult sau mai puțin satisfăcătoare. Unde este eroarea? Păi realitatea pe care o trăim în fiecare moment este doar o expresie a stărilor pe care le-am parcurs până acum. Și evident, fiecare dintre noi vede realitatea cu proprii ochi, cu propria căldură din ochi, cu propria lumină din ochi, cu propria stare interioară cu care se uită în exterior. Așadar, realitatea pe care o trăim, ea este acum așa pentru că fie alții au visat pentru noi, fie pentru că în visul pe care l-am construit am permis din când în când unor semințe de îndoială, de incertitudine să apară, fie pentru că am interferat cu alte vise și visele noastre de azi au venit în contradicție cu visele noastre de ieri,
Iată o multitudine de motive pentru care realitatea pe care o parcurgem uneori este în neconcordanță cu ceea ce ne dorim. Și sigur, un motiv important pleacă de la o întrebare esențială. Până la urmă, cine visează realitatea pe care o dorește fiecare? Egoul personal sau această realitate, acest vis este consecința ascultării intuiției, a unor șapte suave ale inspirației care vin dintr-o stare de calm, dintr-o stare de liniște interioară. Cu alte cuvinte, de la un alt nivel de trăire, de la un alt nivel de stare personală. Așadar, dragi telespectatori, arta de a visa presupune câteva ingrediente importante. În primul rând, arta de a manifesta încredere deplină în visul meu. Așadar, 100% încredere. Știu că ceea ce doresc pot să obțin. Și am încredere constant în visul meu. Și mențin constant o stare de încredere, indiferent de poluarea psihică și de vocile de neîncredere, de îndoială, de incertitudine pe care le aud în jur de la cei dragi, de la familie, de la prieteni. Asta nu se poate, asta e prea mult, ești prea naiv, fii realist. Iată tot felul de invitații la a-mi șubrezi visul. Vă invit, dragi prieteni, dragi tineri cu sufletul, să fiți conștienți că ingredientul important, primul ingredient important al artei de a visa este încrederea, 100% încredere. Un alt ingredient este integritatea. Ce înțeleg prin integritate, 100% integritate în acest context? Dincolo de a fi în acord cu și a exprima ceea ce gândești și a face ceea ce spui. Aceasta ar fi o primă surprindere a ideii de integritate. La integritatea la care mă refer acum, ia în calcul ceva mai larg, și anume ideea de a accepta toți oamenii care sunt în jurul meu, în realitatea pe care o parcurg, pe care o trăiesc, pe care o dezvolt și care, într-un fel sau altul, aceste ființe din jur pot să genereze piedici, obstacole, frâne, întârzieri în curgerea ideii, proiectului, a procesului antreprenorial în care suntem cuprinși. Așadar, este nevoie să fim 100% integri. Asta înseamnă că este important să renunțăm la poziționările mentale pe care le avem față de diverse categorii socioprofesionale, față de diverse situații, pentru că atunci când în realitatea noastră ceva nu acceptăm, atunci când în realitatea noastră ceva etichetăm, judecăm, când lansăm un proiect, când lansăm un gând, lucrurile cărora le rezistăm, oamenii pe care de regulă îi condamnăm, ei sau cei de felul lor, vor fi cei care vor sabota, vor întârzia, vor genera reacții nedorite la proiectele pe care le lansăm. Deci 100% încredere, 100% integritate. Un alt ingredient important este 100% acceptare. Acceptare în ce sens? Am plecat la drum și vin spre mine tot felul de situații. Vin ca să mă întărească, vin ca să-mi testeze verticalitatea și încrederea pe care o am în visul meu. Și este important să am această stare de acceptare a ce vine spre mine atunci când am dat drumul la un proiect, la o afacere, la o intenție de viață. Pentru că tot ce vine spre mine, în ultimă instanță, este o creație a mea de ieri. Și atunci, de ce să rezist, să nu accept propriile mele creații? Și, nu în ultimul rând, un ingredient important
al artei de a visa, al artei de a acționa cu certitudine, este responsabilitatea. 100% responsabilitate. Aici aș vrea să dau câteva exemple. Haideți să plecăm de la următoarea înțelegere tradițională. Ne dorim să oferim ceva celorlalți. Ăsta este motivul pentru care fie cei mai mulți dintre noi, din nefericire, ne angajăm la alții ca să oferim aceste lucruri, fie cei unii mai puțini și mai curajoși, mai încrezători, pornesc pe acest drum al antreprenoriatului personal și al antreprenoriatului colectiv și social. Ei bine, ce putem să oferim celorlalți? Păi sigur, unii pot să ofere bunuri, alții pot să ofere servicii, alții pot să ofere cunoaștere. Aș vrea, dragi prieteni, în această seară să aduc în discuție și un alt element pe care putem să-l oferim. Și este corelat cu discuția, cu tabăra de acasă, cu bunăstarea, cu economia bunăstării. Putem să oferim în al patrulea rând o stare. Gândiți-vă că oamenii cumpără produse ca să obțină o stare. Oamenii cumpără servicii ca să obțină o stare de bine. Oamenii cumpără, achiziționează, participă la tot felul de forme de cunoaștere, de tot felul de trăiri, ca să obțină o stare. Așadar, haideți să ne putem considera și furnizori de stări, furnizori de bune stări. Așadar, dragi prieteni, ce contribuție doriți să aduceți celor din jur? Vreți să le oferiți serviciile voastre, produsele voastre, cunoașterea voastră, starea voastră? E bine, alegerea vă aparține. Ce vreau să vă aduc în atenție acum este nivelul de responsabilitate, adică la ce nivel, cât de mult cuprindeți din sfera socială, cu alte cuvinte, putem să oferim servicii pentru un cartier, putem să oferim servicii pentru un oraș, putem să oferim servicii pentru o țară. Gândiți-vă că cei care au produs o bunăstare reală în jurul lor au generat produse și servicii cu o viziune și cu un nivel global de responsabilitate. Oameni care în prezent sunt miliardari pe planetă sau au fost și nu mai sunt printre noi și au dorit să aducă un telefon în casele fiecărui locuitor de pe planetă, un computer în casele fiecărui locuitor, produse ecologice sau de bunăstare în viața unei comunități largi, a unei țări. În momentul în care gândim larg și spunem, da, eu vreau să creez și să ofer celorlalți, vreau să ofer produse de bunăstare, servicii de bunăstare, o cunoaștere a bunăstării întregii românii. Wow! Iată un nivel de curaj, un nivel de responsabilitate. Așadar, arta de a visa, arta de a crede și de a acționa cu certitudine presupune 100% încredere, integritate, acceptarea realității și responsabilitate. E bine, și o să spuneți, da, sunt lucruri clare. Și totuși, cum pot? Ce pot să fac ca de mâine, de acum, de fapt, această bună stare să o văd în mine și apoi să apară în exteriorul meu? Și iată, dragi prieteni, o nuanță foarte frumoasă. Economia bunăstării se cultivă prima dată în interiorul nostru. Doar ființe cu o stare interioară de bunăstare pot să genereze în exterior o economie reală a bunăstării, o economie lipsită de aceste baze conflictuale, de această gândire conflictuală, o economie bazată pe o gândire cooperantă, pe principiul că este destul pentru toți. Și atunci, de ce abilități și ce instrumente sunt necesare fiecăruia dintre noi ca să putem să generăm în noi și apoi cu grație, cu ușurință, cu rapiditate în jurul nostru această economie a bunăstării pe care o dorim deja în ființa noastră?
Aș începe prima dată cu abilitățile de care avem nevoie. Și, în primul rând, este necesară această trecere de la gândirea conflictuală la gândirea cooperantă. Adică, iată, un sistem de gândire și practică antreprenorială bazat pe un set nou de credințe, asupra cărora am să revin imediat. În al doilea rând, este important să avem un nivel excepțional de atenție. De atenție, dragi prieteni. Cu alte cuvinte, gândul nostru, starea noastră, să o menținem suficient de mult în atenția noastră, astfel încât gândul, starea, să se solidifice, să se densifice, să apară real, consistent în realitatea noastră. Și vă invit acum să vă gândiți și să vă răspundeți cât de mult timp puteți să stați cu atenția pe un gând, pe o parte a corpului, pe o floare, în conversația cu un prieten. Iată, atenția este o abilitate excepțională și necesită un antrenament, pentru că, dragi prieteni, atenția noastră se mută inconștient acolo unde de regulă este zgomot. Haideți să învățăm să mutăm conștient atenția unde alegem. Asta înseamnă că învățăm să clădim un eu sănătos, un eu vigilent, un eu treaz, care mută atenția acolo unde este nevoie de ea, pentru că atenția noastră este deopotrivă și energie, deci capacitează, dinamizează și alchimie și transformare. Atenția noastră, însoțită de un sentiment de apreciere, de recunoștință, transformă realitatea. Îi schimbă pe cei din jur, schimbă mediul, transformă, bucură floarea, bucură cățelul, bucură partenera, partenerul, bucură viața. Dincolo de atenție, este foarte important să avem o stare de autoobservare constantă. Cu alte cuvinte, să ne dăm seama când ne identificăm și hrănim gândurile care ne vin valnic, când ne identificăm și hrănim emoțiile pe care le trăim, care ne sunt produse de diverse persoane și circumstanțe, când ne identificăm și hrănim diverse senzații, dureri, neplăceri care apar în corpul nostru fizic. Ei bine, dragi prieteni, este foarte important să ieșim din această capcană de a ne identifica cu gândurile noastre, cu senzațiile noastre, cu emoțiile noastre. Autoobservarea înseamnă că mut conștient atenția și aleg dacă hrănesc sau nu un gând care apare în realitatea mea. În momentul în care am ales să hrănesc un gând, acela mă impactează, se înscrie în memorie și este un contributor la realitatea pe care o trăiesc. Iată, sunt lucruri și precise, lucruri foarte concrete, abilități de care avem nevoie ca să putem să spunem da, vreau, știu, pot, în consecință, acționez cu certitudine. O altă abilitate importantă este neutralitatea emoțională. Dacă ar fi să le reiau, atenția, autoobservarea, neutralitatea emoțională și gândirea cooperantă, gândirea neconflictuală. Aș zăbovi puțin pe această neutralitate emoțională pentru că chiar necesită o autoobservare a stărilor emoționale pe care le parcurgem și o înțelegere a faptului că în interiorul nostru avem diverse emoții, neînțelegeri, umbre ale noastre, care ne apar în față când ne este lumea mai dragă și ne regulă, de regulă sabotează gândurile, proiectele, dorințele, visele noastre curajoase. Avem nevoie de o înțelegere a modului în care
Este important să ne raportăm la emoțiile care vin. Și avem nevoie de o înțelegere a faptului că emoțiile sunt maestri ai dezvoltării noastre. Ele sunt în noi, ele apar și atunci când apar aceste emoții, nu le reprimăm și nici nu le hrănim. Acestea sunt două extreme care nu fac decât să hrănească și mai mult aceste emoții și ele să plece înapoi în zona memoriei periferice a ființei noastre, în zona ascunsă și de unde să apară în diverse situații, în relația cu diversi oameni și să ne genereze tot felul de întârzieri, îndoieli, incertitudini cu privire la visul curajos pe care am ales să-l înfăptuim. Iată patru abilități de care avem nevoie și care necesită, evident, o hartă sistematică, o hartă constantă de antrenament. Aceste abilități sunt într-o strânsă corelație cu un set de instrumente. Avem nevoie, dragi prieteni, de un nou tip de instrumente pentru a înfăptui, pentru a produce cu mai multă ușurință, fără strădanie mare, iată un lucru care aparent poate să vină în contradicție cu credințele noastre fundamentale, că trebuie să muncești mult ca să obții rezultate. Trebuie să fii perseverent, trebuie să ai un nivel înalt al atenției, dar acest lucru se obține nu cu sudoare, nu cu transpirație, ci cu o privire în interior, cu o educare a eu-ului, cu o transformare a acestui eu într-un pilot excepțional de bine pregătit pentru fascinanta, pentru complexa navă, care este aeronavă, care este mintea noastră. Așadar, dragi prieteni, arta de a visa, arta de a crea realitate pe baza încrederii și acțiunii noastre cu certitudine, are la bază câteva instrumente importante. Aș vrea să menționez acum pentru voi câteva dintre ele. În primul rând, tehnologia intenției. Cu alte cuvinte, ce aleg să experimentez? Și cine îmi spune să aleg? Cine alege? Ego-ul meu? Sau inspirația? Sunt inspirat în ceea ce doresc să experimentez, în ceea ce doresc să cred, în proiectele la care vreau, de care vreau să mă apuc, sau fac lucrurile astea, aceste alegeri, pe baza unor memorii ale trecutului, ca așa se cade, ca așa am auzit la alții, ca așa am văzut că sunt bunele practici în domeniu. Dragi prieteni, este foarte important să avem o intenție din inimă. Când avem o intenție din inimă, o intenție inspirată, atunci, cu siguranță, nu producem contradicții. Nu lezăm în niciun fel viața, prietenii, situațiile, realitatea. În momentul în care intenția noastră este a sinelui nostru fals, a minții noastre egotice, a acelui eu șchiapăd, invalid pe care l-am dezvoltat, natural, generăm o undă care are acțiune și contrareacție. Și contrareacția este de egală intensitate, dar de sens contrar. Contrareacția întârzie, frânează, sabotează, generează așa zisele riscuri în abordarea proiectelor noastre, a afacerilor, a proiectelor de viață în care vrem, pe care vrem să le împlinim. Așadar, este important să știm cum să ne formulăm intenții. În al doilea rând, este important, un instrument esențial este claritatea mentală, care înseamnă, în primul rând, o abilitate de a vizualiza, de a selecta dintr-o mulțime de realități posibile pe cea pe care o dorim să o vedem în jurul nostru. Este important să-i dăm o definiție clară. Asta înseamnă că avem nevoie să învățăm să vizualizăm, să visăm curajos ce dorim să experimentăm. Un popor care nu poate să viseze, o comunitate care nu poate să viseze, nu are viitor.
pentru că visul plus un factor de timp generează realitatea, generează acel viitor dorit. Așadar, claritatea mentală presupune această abilitate importantă de a visa curajos, de a da definițiile cât mai clare. Văd, aud, simt, pipăi, miros, gust, trăiesc cu toată ființa mea în realitatea pe care mi-o doresc. Trăiesc acel vis. Pentru că în cele din urmă, visul este cel care contează și menținerea acestui vis în mod constant, așa cum spuneam, independent de poluarea psihică extraordinară care există în jurul nostru și care ne arată neputința, ne arată neîncrederea, ne arată frica, pe care ceilalți, nu neapărat cu intenție, din propria lor stare de frică, vor să o sădească și în sufletele noastre. Haideți să devenim conștienți de acest lucru și să rămânem încrezători în visele noastre. O sămânță, o boabă de neîncredere care îi permitem să apară în atenția noastră, în conștiința noastră, poate să spulbere întregul edificiu pe care l-am construit. Un alt instrument important ține de ceea ce se cheamă într-un, dacă doriți, într-un limbaj academic, emoția umană coerentă. Cu alte cuvinte, știu ce vreau, am ales cu claritate mentală realitatea pe care vreau să o experimentez și acum este important să generez holograma. Este important să cred și să simt cu toate celulele mele să fiu aliniat. Și asta ne-au spus-o și înțelepții din vechime, și scrierile spirituale, și tehnologia cuantică. Această aliniere care se produce între minte, inimă și corp și trăirea aliniată, această emoție umană coerentă este un instrument necesar de deprins. Și nu în ultimul rând, dragi prieteni, este important să deprindem o vorbire cu har. O vorbire la fel de aliniată pe cum aliniem holograma și creăm acest vis curajos. Asta înseamnă că unda noastră, proiectul nostru, intențiile noastre de viață au nevoie de vorbire doar despre ele. Cu alte cuvinte, vorbesc doar despre ceea ce vreau să creez. Orice tip de altă vorbire nu face decât să întărească alte unde din realitatea prezentă. Și aici aș face o mică paranteză. Simt în acest moment că ne este utilă tuturor această cunoaștere importantă. Dragi prieteni, cuvintele noastre, emoțiile noastre, trăirile noastre despre realitatea curentă o întăresc, o solidifică. Dacă dorim altceva în viața noastră, în realitatea comunității, în realitatea unui neam, în realitatea planetei, este primul pas, este să încetăm să mai vorbim despre realitatea curentă. Haideți să începem să visăm curajos, să vorbim atunci când știm că este adevărat ce vrem să spunem, că nu lezează pe nimeni și nu produce contrarietate cuvântul nostru, că aduce ceva nou în conversație și fără să vorbim, fără intenția, fără dorința eului imatur de a convinge în sensul de acesta este adevărul, acesta este doar un punct de vedere. Și fiecare își exprimă punctul de vedere, propriul adevăr, fără să căutăm să-l impunem. Consumăm mult timp și energie ca să ne impunem adevărul nostru și să apărăm adevărul nostru. Și asta ne face extrem de atacabil și asta aduce în realitatea noastră lucrurile care îndeopște nu ni le dorim. Aș vrea să vă mai conștientizez și în legătură cu
să zicem așa, un scurt profil. Cum ar trebui să arătăm într-un proces de antrenament care să ne dea aceste abilități și aceste instrumente de antreprenoriat cuantic? Păi, în primul rând, este important să fim persoane mai liniștite mental, cu o minte mai liniștită, în niște termeni observabili și măsurabili, undeva sub 13 Hz, frecvența undelor cerebrale. Adică o stare a undelor cerebrale de tip alfa și, sigur, recomandabil spre teta. De asemenea, este foarte important să avem un nivel de vitalitate, un nivel de bucurie, de entuziasm care se devine molipsitor. Asta se traduce în termeni mai tehnici în a avea o lungime de undă a câmpului nostru electromagnetic de peste 7000 de Armstrong. Pe acest fundal al bucuriei de a constata că stăm puterea noastră nu numai să ne adunăm la această masă rotundă sugerată de către invitatul nostru, constat ca participant alături de dumneavoastră că acesta este doar începutul. Mă simt bine la Academia Progojdu, mă simt bine la acest curs aplicativ de creativitate antreprenorială și holistică. Avem pe ecran adresa unui site, progojdu.bunastare-acum.ro. Acolo putem să dezvoltăm tot ceea ce în mintea dumneavoastră, în ființa dumneavoastră, a început să izvorască în acest context. Crezând în șansele noastre, ne dăm întâlnire peste o săptămână la Academia Progojdu, în contextul tabăra de acasă, poate cu o continuare la alt nivel a acestui curs aplicativ de creativitate antreprenorială și holistică. Vă mulțumesc, stimat invitat, și dacă doriți să mai adresați un cuvânt telespectatorilor, vă rog să o faceți. Mulțumesc în primul rând pentru această oportunitate de a fi împreună cu telespectatorii noștri, de a crea aceste seminarii interactive, aceste burse de cunoaștere și, sigur, mă gândesc că și burse de trăire. Pentru că, în esență, arta de a visa, arta de a acționa cu certitudine presupune un antrenament sistematic. Presupune să ne dezvoltăm acele abilități de care am spus, care asta înseamnă lucru natură, lucru cu noi înșine, lucru a ne spori propria putere interioară, propria vitalitate, propria neutralitate emoțională, propria focalizare. Arta antreprenoriatului de viitor presupune o trăire, o stare, presupune a fi împreună. Dragi prieteni, vă invit să generați hore, vă invit să generați mese rotunde, vă invit să creați comunități în care să vă șlefuiți, să vă perfecționați, să vă dezvoltați aceste abilități, pentru că acesta este deja viitorul. Acestea sunt deja abilitățile de care avem nevoie. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc tuturor pentru participare, indiferent unde vă aflați, în spațiul cultural românesc. Vă mulțumesc!